Astăzi suntem alături de Danu. Băi frate, hai mă, că am plecat. Băi frate, dar nu se poate, băi, așa ceva. Astăzi suntem alături de Andu aici. Salutare! Bine ai venit, domnul, la un football challenge. Bine, și avem așa, Messi și Van Persie. Nu, și Van Persie. Aoleu. Ne ducem, ne ducem de aici. Messi și Ronaldo. Și astăzi fii atent, Andu, ce vreau să vedem. Mă, ce s-ar întâmpla? Cred că și voi v-ați întrebat ce s-ar întâmpla dacă s-ar întâlni într-un football challenge. Ce tu ți-ai pus întrebarea asta vreodată? Câștigă Messi, logic. Hai. A zis portarul că de, după două luni, decembrat cu Ciprian, gata. Nu, 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 nu e, nu e Ronaldo aici, îmi pare rău. A, scuze, cu cereșel. Messi, 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 trebuie să dea pas Messi. Acum gata, să vedem Messi. Ce s-ar întâmpla dacă facem o chestie de genul acesta. Ronaldo, m-ai dezamăgit, ai 38 de ani. E bătrân. E bătrân Ronaldo, da, ia să vedem. Aoleu. Cristian! Ia să vedem. Atenție! Ai, băi, porc, te împinge un pic, băi! Păi cum, că a fost cu de-asta, cu Ben, a fost cu Ben Schuster. Asta e extraordinară, de la Messi! De la Messi! Oh. Messi le dă numai la cravată aici, l-a dat. Uite, te dau aici. Intră Messi acum în rol. Bună, rău. Ia să vedem, Messi! N-a fost rău. Ia să vedem. Bun! Bun, Messi. Ia să vedem, Ankara Messi. Ankara Messi! Ankara Messi, 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 Messi! Oh! Asta a dat-o frumos, ca la Barcelona. Op, tritaci, nu se pune. Dar uite, doar pentru, pentru cameră. E bună, n-are nimic. E bună, n-are nimic. Au! N-a fost rău. Câte goluri ai dat, domnul Messi? Două. Hai, salvarea aproape că m-a distrus. Bă, Messi nu e pregătit în America, bă, frate, bă. E, păi, dar nu trebuie să fie, mă, acolo, că acolo dă din engleză, n-ai văzut, dă numai așa, ușor. Ați văzut și voi, nu? Că Messi dă așa gol după gol imediat. Câte goluri a dat? A dat vreo 8? Are vreo 6, 7 cred. 7, 8. Ziceți voi în comentarii câte a dat. Hai, mergem la a doua rundă. Messi! Da, Messi! Așteptăm să se potorească puțin așa și acum. Aoleu! N-a fost. Ia să vedem. E bună de acolo și închidă. Ia să vedem, Messi! Cu pasa extraordinară. Bună! Aoleu! Aici a întors o Messi din engleză. Imparabil! Trebuie să le dăm și pasa a doua neapărat. Oh, slab, 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 Ronaldo astăzi. Hai, ultima! Astăzi Chris. E bătrân, hai, Ronaldo. Chris, ia să vedem. Merge, care-s pisul? Nu, no, mai merge, ce să mai merge? Ronaldo e bătrân. Care mai bătrân, Ronaldo sau Messi? Ronaldo e mai bătrân. Sunt mai bătrân, am o scuză. Se înțelege, nu, eu, e ok. Ia să vedem Messi. Bună! Am dat și cu foc, recunosc că am dat cu foc. Da, mă, da, Andule, bravo! Oh, aoleu, am zis că o bag sub bară și ne plecăm la mondial. Câștigi balonul de aur dacă intră asta. Hai, Porti! Aoleu! Bă! Tot ce pot să zic, e că am rămas cu un gol senzațional. Prelore după aia au fost jale, dar știi cum. Nu-i nimic. Bă, acum eu zic că... Să respirăm puțin. Adu și mie o cola, te rog, adu apă aici, nu cu două ape, până că nu mai putem. Deja trebuie să fie aproape, e cal rău afară, dar nu-i problema.
Mergem la a doua probă, ne-am încălzit acum bine de tot. Nu uitați că aveți mingea Kipsta F900. În primul link de descriere este mingea pe care o folosesc eu la fiecare video și la fiecare antrenament individual. Așa că vă recomand cu siguranță să folosiți această minge în momentul în care vreți să vă antrenați, pentru că o să vă permită să o controlați foarte bine ca o minge oficială de joc, care costă de 4-5 ori mai mult. Așadar, această minge are un raport calitate-preț extrem, extrem de bun și vă recomand să o cumpărați, pentru că nu o să rămâneți dezamăgiți în momentul în care o să o testați pe terenul de fotbal. Așa că nu mai stăm, mergem la video înapoi. Penaltiul. Nu? Messi mai stă la penalturi, trebuie să o recunosc mai, eu. Așa, parcă așa știu. Mai ratangiu, mai ratangiu, mai ratangiu. Dar eu astăzi o să demonstrez deci, contrariu. Da, vedem acum dacă are vreo relevanță treaba asta și în viața reală. Vedem acum, da? Imparabil, da, frumos. Bum! Messi! Vedem dacă se menține. Dacă dăm 5 din 5, asta este. Messi și cu Ronaldo sunt acolo. Oricum sunt acolo top unde trebuie. Dar s-ar putea să ne contrazică cineva, da? Eu zic că tot acolo se menține. Sânge rece. Nu? Sânge rece. Sânge rece, așa da, trebuie. Ia să vedem. Presiuni. Frumos, Răzvan la colț acolo. Fiecare apă, asta zic, salvare 1.000.000. Ia 100 de lei. 100 de lei, hai. Ai stat cu vorbe grele aici. Ia să vedem, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, nu schimbă colțul. Wow. Nu schimbă colțul, Ronaldo. Incredibil, Ronaldo, nu schimbă colțul. Nu știu ce are astăzi. Domnul Messi, mă cer milioane de scuze. Ia să vedem, Messi, Messi. Messi, calm, calm. Asta, nu, asta e Ronaldo. Ridic mința, porti 2.000.000, 200 de ron, hai. Ia să vedem dacă voi menține colțul sau nu. Aaaa, a schimbat colțul, dar mingea tot sau unde trebuie. Și dacă erau doi portari, nu era... A dat acolo, ne-a dat Messi prima oară. Exact acolo, la încheietură. 3 milioane, Răzvane, dacă o iei pe asta, 3 milioane. Are 3 milioane, a luat-o, acum ce să mai zic? Are 3 milioane. Porti, aoleu! N-a prins cum trebuie, am plecat și eu, am dat și eu rău în ultimul moment. Două ratate la rând? Da. Ia să vedem. N-are nici noroc Messi, băi, frate. Băi, băi, din păcate, s-a menținut da, adevărat, uite, statistica vezi? Oficială. Vezi? Acolo pe internet este o statistică oficială pe care nu o să vă afișez eu aici, dar nu, acum vă pun link-ul mai jos în descriere, dacă vreți să vă uitați, dacă nu. Nu mă mai contează. Merge mai... Nu mai plânge, hai, te rog. E ok, bă, frate, arăta hai, Messi, iar două. Hai, te rog, că ai toate drepturile de televizare de acolo, de MLS, o să-ți treacă cu 500 de milioane de euro, o să trece tot. Ce bine ar fi. Merge la o mutare, aprob. Hai, hai, bă, frate, să merge. Acum, dacă tot ne-am jucat după regulile lor, mai facem și după regulile noastre, că tot. Facem și o românească, nu? O, păi da, o românească, un football challenge aici, cum trebuie. Avem aici mingea în mână, trebuie să nu intre mingea în 16 metri, dăm să cadă o singură dată și de aici. Să dăm gol, nu așa pe lângă, da? Cum era, cum era că l-ai explicat, ți-o băgat direct în vicul? Se punea, nu? Da, se punea logic, acum, așa, nu? Păi nu mergeam. Olo! Frumos! Ia să vedem Messi, un Eurogol. Wow. Ia să vedem, domnul Ronaldo. Frumos! Very nice. Da, pe centru acolo s-a dus peste așa cu Frabeș, Pacaras. Da, trebuie să dăm una așa un da, vincul, un Eurogol, da, de ăla. Mamă! A plecat! Mamă, a plecat acasă, Mergem acasă. Mergem acasă, deci nu se mai poate. Nu se mai poate așa ceva. Pa, pa, domnul Messi. Frumos! N-are mă ce să-i fac, când e dată bine, cu calitate, cu putere, pe colț, n-are ce să-i facă. Bravo, băi, Ronaldo. Da, mă, da, s-a dus așa la seminățime, vreau să ducă mai acolo, la vincul, unde ai dat-o și tu acolo, frumos, să intre acolo. O să intre, o să intre, concentrează-te. La Paiangene. E, la Paiangene, e. Dar nu colțul terenului, băi, Messi, băi, frate. N-ai, n-ai spus unde, n-ai specificat, da, ai spus doar colțul. Frumos! Aiii! Fantastic!
Golul zilei, golul săptămânii la Puștani. Sper că v-a plăcut acum proba asta. Trecem la următoarea și iarăși facem noi un fotbal challenge exact cum trebuie. Nu mai stăm să facem noi ca în fotbal, ca în viața reală, păi da. Știi ce zic eu. Păi nu, da, adică logic. facem un șustă, o să vedeți voi. Vedeți voi acum despre ce vorbim. Messi și Ronaldo o să lucreze împreună cu un scop de a ajunge mingea acolo, în vinclu. O să facem așa. Ținem un om de zăpadă. Un om de zăpadă aici. Facem din 3 mingi și ia să vedem dacă iese din prima. Ce dacă vreau? Iese din prima, am plecat acasă. Am plecat acasă, da. Dau mingea din centru și vreau să duc acolo în vinclu. Așa ne dorim, da? Deci vrem să reușim astăzi, este scopul comun al nostru să dăm acolo, da? Băi, deci e incredibil, trebuie să intre astăzi, nu ne lăsăm până în astăzi, mâine! Acolo, e direct în vincul. Încerc, iau. Și mă. Mamă! Puțin. Ronaldo! Haide! Aolo! Incredibil. Incredibil așa ceva. Ce-ați zis mai devreme? Mai ții minte ce ți-am zis la început? Aha. Am auzit? Da, din păcate am auzit. I-am zis la Andu la început, zic fii atent că s-ar putea să dăm în marginea aia și să rotească, să nu intre mingea dacă nu dai fix în centru. Chiar n-o fi intrat așa, nu știu, măcar un pic? Olo! Ăsta! Forță! Ha, haiste, mă! Așa, da. Așa da. Deci după cât, după o oră jumătate, unde ești, mă? A, salut. După o oră jumătate, ce ți-ai zis, domnul? Că până la urmă nu intră. Statistic vorbind, intră, trebuie să intre. Imposibil să nu intre, da? Deci dacă nu renunțați, întotdeauna o să reușiți să. Chiar dacă aveți ghinion, dați bară, dați în muchi, că ați văzut că am fost aproape de multe, da? Uite. Dar important e că ai intrat mingea acolo unde trebuie. Mergem la următoarea probă. Acum Ronaldo și Messi vor trece și la lung pase. Nu prea dau ei pase așa. E doar golul. Da. E doar golul, da. V-am spus, facem noi probele la fotbal challenge, da? Da. Începem de aici frumos, la fiecare poartă avem 4 porți, Andule, câte 2 mingi la fiecare poartă, să cadă mingea în poartă, perfect, da? Perfect. Vrei să dai primul? Nu, te rog, îți doresc multă baftă și succes. Ok, ia să vedem. Sper să dai numai în bar. Oh, am început bine. Asta. Frumos, gata, elegant. Mergem, ne mergem în partea asta aici. Frumos. Bara, mersi. A fost bara luandu. Una rău. Prea tare, mă. Incredibil așa ceva. Hai să vedem, ia. Una. Frumos. Două, bună. Mergem mai departe, ia, aici mai greu un pic. Nu-i nimic. Păcat. Bară. Bară. Bun. Hai și lasă aici. Ia să vedem. Razantă. Hai și ultima să închide cu gol. Ia să vedem. Bine. Sunt pregătit 100%. Da? Deci, tu ești pregătit? Eu sunt. Nu, nu. Tu ce semn frumos ai? Uite. Hai să mergem. Frumos. Ah. Oh, bravo, două, las-o acolo. Stai bună, bravo. Ei. Bun. Bravo. Bravo. Și.
Ați văzut și voi ce se întâmplă când Messi și Ronaldo fac un fotbal challenge, mai pe românește așa, varianta românească. Sper că v-a plăcut. Aveți și canalul lui Andu acolo în descriere, vă duceți, vă abonați și acolo la el. Apăsați și butonul de like să facem 5000 de like la acest video și cu siguranță o să continuăm să mai facem și videouri împreună. Asta, nu? Logi. Așa zic, să trebuie să facem 5000. Dacă facem 5000, nu știu, dacă avem putere, nu știu. Eu zic că avem putere și facem 5000 de like la acest episod.